Bună ziua, domnul Gheorghe, ce faceți? Da, acum, serviciu. Asta e serviciul tău? Da. Bă, dacă ai ajuns la 600 de bucăți, sau cât ai? 600. Înseamnă că ai un serviciu bun. Da, da. Gheorghe, și muncă. Bă, știi cum este? Din exterior toată lumea vede când îți faci, că omul și-o făcut, dar nu vede și munca din spate. Da, ăla-i baiul, că nu știe munca din spate depusă. Ca să ajungi la efectivul care îi trebuie muncă depusă. Dar de cât timp te-ai apucat să... Eu e mic. E mic, am fost la oi, n-aveam mamele, eram cioban la oi. Păi așa am început și mi-am făcut ale mele. Cum am știi cum eu cu tot am filmat, se zice că ăla e cioban, că are și oi, nu numai da. Care merge. Adică are 10, 20, 30, 50. Cu mine are treabă. Pe noi, ne văd, bine. Dar ce, ai evenimente pe aici? Vin lupi? Vin. Acum, anul trecut, nu, acum 2 ani, aici de unde bat câinii, de acolo mi-au omorât noaptea două, erau durnii acolo și mi-au omorât două. Aici ce zone este practic? Șes, nu ceva? Șes e, nu? Șes, da, e la șes. Zona de șes. Dar nu știu de unde, atunci de unde au apărut, că nu umblat aici, n-am știut să fiu umblat. Da, da. Bătrânii că numai înainte, atunci. Și acum, la 2 ani, Poate liniștit, nici n-am știut, că numai pe când ne-am trezut, că pe acolo am venit și am turnit eu cu băieți aici, atât timpule. Dar văd că ai și băle, nu? Și băle și breze. Băle și breze, da. Dar care e combinația de le-ai combinat așa? La început aveam avut băle și acum, părând, s-o dat lumea după breză. Sunt mai bune, oi, mai înalte, mai... Sunt mai bune, spui? Da. Și la lapte, sunt mai bune de lapte și soi mai înalte, oi, mai mari. Numai că sunt pretențios. Sunt un pic mai pretențios ca este la... Nu știu, bă. Sar? Nu, amu, dacă suntem aici, nu. Ce câini frumos, mă. Mamă, dar ce mare e asta. Asta e Bucovina, nu? Da. Foarte frumos câinele ăsta. Fermă. Dar, Gheorghe, ce le dai de mâncare? Le aducem, de unde putem. Acum da, dar înainte când erai tu prima oară la oi? Când eram prima oară la oi, se făcea tocană. O fel de cir se numea. Cir? Da, așa se zicea. Le făceai tocană și de ăla le dădeai. Acum nu mai face nimeni. Dar cum de ales rasa asta de Bucovina? Mizra. Da? Da. Mă, am fost la un târg de cai, la 3 movile, în Suceava. Nu, numai câini de Bucovina a fost. Unu și unu. Da, numai că aici sunt buni și ăștia, alții ăștia mai aspre un pic, dacă umblă loc. Ăsta alb? E cățel, ăștia sunt cățel, e vreo 7-8 luni. Mă, dar ai câini destui. Ah, mai am și la celelalte. Nu, zici cineva să filmeze mai mult și oile, mă, să se vadă și oile. Oamenii asta vor să vadă oile, mă. Mamă, dar ce câine frumos. Cum de n-ai dat din ei? Nu, dar până la următoarele paște. Serios? Da. Bă, eu sunt din Corvinești. Din Bistrița. S-au dat la noi deja. Se mulge deja. Da, dar noi nu-i dăm. Nu. Noi dăm totdeauna numai pe la Paștele noastre. Noi dăm pe la Paștele noastre numai. Bă, și au avut preț bun, au spus că 24 le-au dat. Au avut. Da. Așa mi-a spus un văr, că el fie l-o da. Un văr de-a mea o dat acum. O dat a zis că da, cu 24. Câte ai cu mii? 300 astea? 300 și un pic. 500 mai am și între alea, le-am băgat acum mai mii, că le-am eu mai aproape acolo de Saiva. Bă, da, pășunea unde ți-e? Asta ți-e pășunea, nu? Asta și mai am și acolo, la fiind eu și mic. Bă,
Bă, dacă găsești oameni să te ajute, că mă gândesc că trebuie la 600, nu stai numai în 2, nu? Nu, no, că trebuie, dar nu, no, mai greu cu oamenii. Cu oamenii este mai greu. Bă, dacă n-ai început, tu cum era, mă, se găseau? Când am început eu, toată lumea ar fi stat de la ele. Când am fost mai mic, era plin da, de copii. Câți ani ai acum? 34. Mulți înainte. Mulțumesc. Era plin de copii, oameni. Vine toată lumea, le plăcea să vină la ele. Acum, toată lumea se ferește de ele. Dar de ce nu? Că tu mă gândesc că tot ce s-ai făcut, s-ai făcut din noi, da, nu? Da, da. Dar toată lumea acum se ferește de ele. Nu știu de ce. Nu mai vrea oi să audă, să stea la oi. Da, acum mi se pare mai simplu și probabil că este mai simplu. Te duci, muncești 10 ore în străinătate, îți faci cât da. Îți dă și... Bă. Știți cum e, aici stă timpul la el. Asta am vrut să zic, ești legat. Aici, n-ai duminică, n-ai efectiv nimic. Aici nu poți să spui că mâine dorm până la 9, că e sâmbătă. Nu, ești vorba, n-ai program. Bă, da, trebuie să faci o grămadă de nutrezi la 600 de... Da, am făcut. Îl faci sau îl cumperi? Îl face. Cât de mult pământ ai? Îl ținem mult în arendă, că nu prea am avut anul. Dar ținem în arendă și plătim la oameni pentru el și face până. Dar cum e așa atașat de câine, domnișoara? Că e fiica mea, să joacă cu ei. Câți ani are? 14. 14 ani, mulți înainte. Și eu un băiat de 14. Mă, dar la vârsta ta, la 34 și fiica mea avea 35. Eu la 22 de ani am avut-o pe fata mea mare. Cam aceeași, cam de aceeași o să fie. Da, da. O să fii socru sau bunic tânăr, bă, ca și mine. Foarte bine. Tu te fă-le un pic încoace, Vasile. Fă-le să vii aici la noi. Da, la tine care e procedeul? Ții doar pentru miei sau le mulci? Eu le și mulci. Le și mulci, nu? Eu le mulci, tot timpul, toată vara le mulci. Le dai la tanc laptele cum se dă la noi sau faci bun? N-am dat, numai acasă. La noi rar găsești pe cineva să mai facă, că nu mai au cum, știi? Da, și la noi e mai greu, dar nu e caș, că n-am dat, că acine la noi în zonă, anul trecut s-o cumpărat și acum nu mai pe-aia vrut să vină să mai iei, că sunt puțini care ar da la ta. Sunt care ar și, dar e prețul foarte mic amul la ta. Cât este? Păi din ce am înțeles săptămâna trecută, ne-am bie cu 4,50 lei la litru. Dar adică că între 5,50 și 6. A, și ar fi și la noi, dacă ar fi. Da, atâta este, că au fost 6 lei anul trecut și surprinzător odată înapoi ceva bani anul ăsta. Chiar povesteam că am fost și am filmat în timp ce mulgea, adică este da, filmarea, da, da. Nu... Bă. Nu, la noi dacă ar da între 5 și 6 lei, ar fi bine, cumva. N-am mai putea... Da... Bă, nu vreau să dai. Da, auzi, acum te întreb din ce am văzut. Pentru tine nu este un avantaj să dai miei și tu de mâine faci bani, nu că mulci. Da, faci brânză sau dai lapte, nu este un avantaj. Ba da, numai că avantajul e că la mine nu poate oile de vreme tare și că le lăs să trece normal ca să nu fie prea mari și lăs și până să fie miei la o greutate și atunci ai dat. Da, este un avantaj să fete mai devreme? Eu am văzut pe mulți care... În 1 februarie erau de 30 de kg deja. A, este avantaj. Cine le poate ține numai să aibă ani, este avantaj mare. Că mie e foarte bine măr când stau. Hai să mergem să filmăm așa oile. Dacă-s miei mari, atunci îi dă de vreme, mulge de vreme. A, știi cum este? Dacă ai nutrezi, le ții, nu? Da, da. Ai fi putut să le... Ai avut nutrezi să le ții să fete mai devreme? Da, oricum le-am dat de mâncare din la Crăciun. Am dat de mâncare din la Crăciun. Ce fain se văd, mă-s multe, mă, la un loc. Mă, dar văd că ai și bucălăi de astea, mă. Ai și bucălăi. Ies bucălăi din brezi. Ies bucălăi din brezi? Da, sunt mai bune brezele ca bălele la lapte? Da, sunt și băle bune. Sunt și băle bune, dar
un pic sunt mai bune brezele. Părerea mea. Atunci fiecare are o părere dintre... Dar am avut și băle. Și băle și breză. Și un pic brezele sunt mai bune. Da, ai... Îi place la fecior, la ui. La cioban? Nu, la băiat. La băiatul meu, nu? Da. Place, nu? Da. Am fost acum unde am filmat, era un băiat de 9 ani, mă. Bă, și pe cea la oile, la copil. Și la mine îi place, că de timpul e cu noi. Da? De timpul e cu noi. Mă, dar este piată de desfacere pentru brânză? Slabă. Noi. Nu? Piață, pe unde putem. Dar la noi sunt zone în care zice lumea că numai să poată să facă atâta câtă cerere este. Păi da, dar pe piață ca să o dai la... Să nu-i numim, că poate să supără că colegi de-a nu. Să-i dai la altul care să poată sta el pe piață la desfacere, că noi nu apucăm, nu poți. Că trebuie să și stai aici să faci, să și mergi la piață, n-ai cum să stai. Și atunci vin? Eu vin mai ieftin, el o dă mai scump. Da, dar să știi că am fost în partea aia către Sărmaș, către Mureș, și acolo a spus că e o doamnă din Cluj care ia orice cantitate caș făcut. Și atunci nu mai ai niciun stres. Da. Îți dă 40 de lei, să zicem, dar dai orice vine, îți ia tot, știi? Da, numai că nu-l cam ia cu 40. Mai ieftin. Serios? Da. Pe și anul trecut 30 de lei îmi iau, mi se pare, pe film. A, tot... și tu atunci cum procedezi? Să-l dăm tot. Atunci am dat cum am putut. Dar tu te duci la piață sau vin? Nu. Ai clienți de acasă? Da. Pe aici cea mai sănătoasă avem face. Avem de acasă și... Bă, hai, chemați-le în coace. Baciu Vasile. Bă, el... Vasile, cheamă-le aici în coace, că pe noi, hai. Dar el doar merge cu ele sau le și mulge? Băiatul? Da. Mulge cât mine. Serios? Băiatul meu cât mine mulge. Bă, dar se poate, mă, să fie așa, da, de... Da! Să pune cu mine în strungă și mulge cât mine. Am băieți ăștia la oi, nu pot mulge cât mulge. Bă, și atunci care e explicația? Nu vor ceilalți sau nu știu? E, știu, dacă nu cam vor. Nu că nu știu. Știu, dar nu vor. El vrea că-i zdrav. Eu multe ori îl certam că trebuie să-mi dea în strungă să nu se pui la mulți. Nu, că lasă-mă la mulți și lasă-l pe el în strungă. Serios? Asta înseamnă să-ți fie dragi, mă. Hai aici către noi, ha. Câți ani are Vasile? 12 ani. Azi o făcut 13. Serios? Da. Mulți înainte, mă. Mulțumim, azi o făcut 13 ani. Mulți la vârstă, am mai văzut exemple care îi zdragi oile și stau, dar alții la vârsta lui mă uit la al meu, nici să n-audă, nu... Zic, nu la el, e clar. Zic, hai bă cu mine să filmez, să ne plimbăm, da, să mă dată cu el. Nu mă, copiii în ziua de astăzi vor să stea pe telefon și ăsta e adevărul, nu trebuie să ne ferim. Da, nu. Muncă cât mai puțină. Da. La fată îi place? Da. Îi place? Da, nu vă ferez, îi place animalul. Nu să ferez. Mă, dar sunt multe turme de oi aici în zona asta voastră. Sunt vara se fac multe aici pe pășunile. Mă, dar nu pe aici trec în transumanță, mă. Treceau acum, nu mai trec. Nu mai trec. Nu, chiar pe pășunile asta vineau, am un câțiva ani de zile, vineau de la Sibiu, erau doi băieți, ca și le fătau. Pășunile asta le fătau iarna și plecau pe vremea asta înapoi. Da, mă gândesc că și tu, voi le aveați acasă atunci, nu? Atunci eu aveam puțini, că era cândva... Nu zic, mă refer acasă, oamenii, da, statului, da? Da. Au fost răi oamenii, lăsa? Nu, că aveau un înțelegeri cu oamenii. Îi lăsa. Mă, eu tot timpul când mă gândeam la transumanță, mă gândeam că oamenii merg în munți cu ele. Dar de fapt transumanța este să mese cauți de mâncare, da, la câmpie, nici da, de cum la munte. Păi... Transumanța este să cauți unde este mâncare. Da, da, pe mâncare o găsești jos, nu găsești sus, da, nu? Mai ales inclusiv iarna, și toamna se face transumanță, numai tot în jos. Da, mă, dar eu neștiind, eu am crezut că transumanța e cum se auzea pe vreme, mergeai în Sibiu, la munte cu ele, dar nu. Transumanța este să cauți de mâncare. Da. Indiferent că este aici, cum spui tu. Da, aici voi aveți, se pune porumb aici, sunt tocături. Da. Deci aveți, nu?
Da, numai că la noi nu sunt asociații, așa cum are omul particular, nu sunt asociații. Dar tu ești afiliat la asociație, la vreo asociație? Nu, m-am tras asta cu animalele atât de atât. Dar acum nu poți să spui că ai pășune frumoasă. Da, este. Adică yes. Nu trebuie să umbli pe dealuri, nu trebuie să... Nu, la mine nu sunt dealuri la noi. Da, zic așa, am fost și am filmat în Maramureș, cred că tot Maramureșe, nu? Da. Am dat pe partea aia către Vișeu, numai dealuri, numai diferite pășunile, da. Știi? Uite ce frumos e asta. Am fost și am filmat un berbec azi dimineață, o zic că o dat 30.000 de lei pe el. În spermezeu. Ai dat atâția bani pe un berbec? 300 de milioane, cum ar veni. Nu. Dar așa mai scump și eu am. Ai? Da, dar dincolo între celelalte, dar nu, atâția bani nu. Da. Nu pot permite. I-ai spus că i-ai ținut tu ca și valoare sau i-ai cumpărat? Am și cumpărat, dar și frumos. Și ca să-ți permiți să dai 300 de milioane, nu poți să-l bagi aici să stai van. Să ții pe stabulație. Pe stabulație. Ala nu merge între atâta oie. Să știți că nu face nimic. Nu? Nu, ala pe stabulație, pe unde... Unde sunt puține și zonă... Și pe cam place undeva la teatru. Bă, dar acum eu te întreb, se merge? Adică scoate produsul să scoată investiția? Ca și din experiența ta. Din experiența mea, scoate dacă ții acasă sau unele poți gestiona, să ții cam câtele poate el, 20-30 de ui. Să merită, îți scoate. Dacă îl bagi între multe, nu faci nimic. Da, să dau un exemplu, ca să înțeleg și eu. Dacă le bagi între 20-30, în 2-3 ani, ea vor scoate, nu? Da. Adică vor scoate berbeci. Scoate berbeci sau scot mieluță frumoasă ca el. Știi, scoți și pe celălalt an, mieluță sau berbeci frumos ca el. Dar dacă bagi între multe, nu iese. Iese, dar puțin, foarte rar, una la nu știu cât. Deci, practic, poate să fie o plăcere, nu neapărat o... Da. Adică, vă-ți place și vreau eu să am. Da. Asta e mai mult o plăcere, că... Mă, acum toată lumea a spus că ăsta e un microb cu oile, da, mă. Da, uite, vezi că tot din ele ții tot ce... Din ele trăi. A, că am văzut, se trăiește bine, trebuie să spunem și adevărul, nu? Da, dar să și muncești mult. Da, mă, da, nimic nu merge fără muncă, nu? Corect. Vrei să ții numai breze, sau? Așa am încercat, dar... Pe parcurs vom vedea. Mă, dar cât timp îți ia să ai numai brază pură? Adică... Ai foarte mult de muncă. Foarte mult, da? Foarte mult de muncă. Și asta ce implică? Implică în tot anul să te sortezi, să alegi mieluță multe și trebuie să aduci foarte multă rasă de acolo, din zona brezelor. Tațegul, nu? Da. Să aduci foarte mulți berbeci și să te alegi mieluță și mieluță și mieluță și... Da, sunt foarte mulți ani până faci rasa. Și dacă o faci doar rasa aia, ai producție mai bună și ca lapte, și ca mie, și ca orice? Adică să fie toate de o rasă, cu ce te ajută? Că înainte mă gândesc că nici măcar nu se știa de rase, nu? Nu, cel puțin nici așa și la noi. Nu, până acum, pot să zic, până acum 10 ani, 12 ani, n-am auzit de breză, nu era nimeni, nu știe pe aici. Dar acum fac un timp niei mai mari. Deci niei fac mai mari. Niei îți mai bun un pic de lapte și no, și băle sunt foarte bune. Dar breaza e o oaie care e foarte mult e mai mare la țâță. L-a auzit cineva că breaza dacă o pierzi, nu o mai recuperezi așa ușor. Adică dacă nu-i dai ce-i trebuie mereu. Da. Mai ginga așa. Da. Foarte ginga. E dacă pe când băla mănâncă și tot ce găsești. Orice. Orice, nu? Orice. Și nu-i pretențioasă, nu e o oaie pretențioasă. M-a spus, nu e o oaie pretențioasă. Breaza e mai pretențioasă de fel. Bă, da, în zona asta aici, în satul lung, înainte, erau multe oi. Mă refer oamenii de rând, aveau... Să zicem, spuneau bătrâni, așa, că erau undeva pe lângă 2000. În sat? În sat. În sat era pe lângă 2000. Plată de casă, altul avea 10, altul 5, altul 20, altul... Așa, 30, dar mai mult de 30 o să nu avea nimic atunci pe vremuri. Mă, cine avea 30 era, puteai spune da, că ești gazdă, mă, da, la 30. Atunci, adică... da. Acum,
numai eu, mai este un băiat și un cumnat de-a meu și... Da, adun tot cam 2000 dacă îi adun pe toți, nu? Am udat noi. Da, mă, dar știi cum este? Practic sunt aceleași număr de oi, dar oamenii au îmbătrânit, nu mai țin animale, copiii s-au dus, nimeni interesează. Dar cam tot aceleași număr de oi sunt. Da. Până la căs la 3 oameni, nu mai sunt la fiecare sat. Nu mai e la tăsat, atunci era la tăsatul. Acum numai la 3-4 persoane. Bă, dacă n-ai fost tu prima oară, cum se proceda? Se măsura? Se măsura, vine toată lumea. Era, eu știu, zonă măsurișului, el plinge motore și de oameni să face chef în ziua aia. Am cine să le măsurăm, noi a noastră, că nu-i... Hai să... Țină, ține, pe ține, nu-i da drumul, să-l filmăm! Și atunci se mângeau de 3 ori, nu? Da, da. Ăla ce e, berbecuț? E berbecuț. Ăsta e exemplarul tău cel mai frumos? Unul care e între cei mai dragi, dar l-am lăsat, dar și nu l-am lăsat cu mielile din colo, că tare l-o bătut și ea berbe. Ia uite ce-i place. Să nu spui că tu faci brânză dacă frate tău mulge. Doar și încă o ce frumos. Ăsta e 100% autentic breaz? Da. Dar cum de l-ai prins? Ai vrut să mi-l arăți? Frumos, mă. Ea te ajută să faci brânză? Tu chiar, tu faci brânza? Da, de multe ori o face ea singură. Fică mea și nevastă mea. Da, au învățat de la tine, nu? Da. Da, pe vremuri nu se făcea brânză, nu? Adică dădeai laptele la oameni, nu dădeai... Da, atunci vine fiecare la munci și își făcea fiecare brânza lui. Dar nu aici așa o făcea. E acolo, unde-i căsuța, fiecare își făcea ea la căsuța acolo pe pat. Serios? Da. La noi se strângea lapte la casă și făcea fiecare, adică luai laptele în bidonul ăla cu... Nu, atunci vine o mie și puțin mereu acasă. Că era ca un fel, eu astăzi mergem la brânză, ca așa se numea, mergem la brânză. Păi, nu, era multe zile de muncă, care aveam mai multe de 3 zile. Era așa că acum să mergem într-un concediu. 3 zile stăm, mulgem oile, facem caș. Da. Aici concediu, dacă le e primăvară și până toamnă, atât aici ești. Da, atunci când ai fost prima oară se dădea salariu? Când ai început tu prima oară? Da, era de oaie, căutam de oaie la oameni. Și îmi plătea fiecare, era nu pe lună. Era așa, nu, atât ai de animalul ăsta pe anul ăsta. Bă, și tu ai plecat de la cum ai căutat de oi și ai strâns bani și ți-ai luat oi sau da. Ai fost plecat? Nu, n-am fost plecat nicăinii. Ce înseamnă? Am căutat de oi. Și mi-am strâns bani și mi-am luat. Domnișoară, să vezi ce înseamnă ambiția, da? Cât ai avut prima și prima oară? Nu știu, cred că am început cu 7, 8, 10, ceva de gen. Și tu le-ai mulțit așa? Da. Bine, ai muncit la oile satului și le-ai ținut și pe tale. Da, da. Și cu bani ți-ai luat sau doar le-ai mulțit? Nu, mai cumpăram. Mai cumpăram și când am mai făcut bani, iar am mai cumpărat. Și acum ești cel mai mare crescător din zona asta, mă refer din sat. Ce ai cei mai multe, nu? Nu chiar, că mai sunt. Mai sunt. Mai am o văr, ce mai are încă. Așa dragă ție, de-l ție așa mult. Câți ani are ăsta, berbecuțul? E numai de anul trecut, acum e un an. Dar cât timp poți să ții un berbec ca să tot să le mânească? 2-3 ani? Da, cam 4 ori mere, 4. Dacă e foarte bun mere, hai 5, dar... Cam la 4 ani e bun de schimbat. Dar voi face și schimbul sau doar cum se cumpără? Eu nu schimb cu nimeni, cu altcineva, eu îi cumpăr și când îi dau de tot. Așa... Asta e poza, vezi, cu 2? Dar au zis cineva că nu mai prea găsești puri așa cum sunt ăștia doi. Mai sunt. Am un prietare cum că... Îți place, domnul? Îți place? Dacă mi-ar plăcea, n-aș face treaba. Foarte frumos, mă. Modele. Nu, la... Dar uite, au zis cineva că oile astea negre sau cărbune erau foarte bune de lapte. Pe timpul numai mai multe dăle erau. Da. Așa și este. Acum, ia uitați, și acum fac. Așa ce e, foarte, foarte bun. Mă, o zis cineva din
de la noi, este o localitate Leșu, că dacă ar putea, a renunțat la subvenție, dar să aibă numai uitele. Că sunt foarte bune de lapte, mă. Da. E adevărat? Nu e adevărat, dar bine, mai sunt și care nu sunt chiar tăi. Deci în funcție, pe cum le... Dar ți-e așa dragă, ți este la oi? Da. A, păi tu te mării și pe aia nu mai spla, gata. Da. Bă, ai, ce să zic, fericitări, ai o familie care te susține. Da. Da. Uite, am fost la cineva acum, am filmat mai dimineață, a spus că l-a lăsat nevasta tocmai de la oi. Ce, bă, vinde-le și du-te și tu în străinătate. Zic că nu. Bine, era în vârstă omul, numai, da. Dacă am, nu... am mai văzut cazuri. Bă, dacă nu te ajută familia, n-ai cum să ții. Nu, și n-ai cum să le gestionezi. Pentru că tu stai aici la ele de zonă. Cine e acasă? Nu-i nimeni. Da, și porumbul l-ai făcut tu sau l-ai cumpărat porumbul? Am cumpărat. Am și făcut, dar am cumpărat. Ați avut preț bun acum. Anul ăsta nu, o fă bine. O fă bine. Ia zi, bă, dar tu știi ce am văzut curios? Toată lumea zice că anul ăsta a fost ieftin, dar am trecut când a fost scump, cum a fost? Că tu poți să spui că ai avut același preț la brânză, exact. Și aceeași preț la, încă la lapte. Numai anul trecut a fost 1,50 lei și acum au fost 70 de bani porumbul. Dar nimeni nu spune, bă, anul trecut să fie mai scump. Da, da, da. Și tot atât am luat și anul trecut. Tot lui să le dea. Da, tu pe ele iei subvenția aia mare, nu? Da. Da, eu că... Nu, no, fiind în dată de amunt, hai să le... Da, normal cât poți să le mulți? De exemplu, dacă dai acum miei, să zicem, cam cât din se mult? Eu le mult până septembrie. Duc atâta? Da, a mea le până în septembrie, totdeauna... Bine, dar cine a dat miei de acolo o lună, nu cred că poate să mulgă până în septembrie. Poate. Poate? Dacă se poate. Până în septembrie, eu la sfârșitul lui septembrie le-am lăsat și anul trecut. Dar trebuie un picuț de organizare, trebuie să le... Ce înseamnă porti. Organizarea asta? Organizarea asta, să fie și mult, să aibă o oră când le mult, să aibă... Să fie umblat după ele, ca să fie ele sătule, că când sunt ele sătule dau lapte, când stă la umbră, cum sunt ciobanii din ziua de astăzi, că când stau oile la umbră, îl întrebi unde ești cu oile. Aici, spă când vii și îl verifici, oile sunt la umbră. O zici cineva, povestea un domn, că mă, ziua de astăzi pe cioban îl comandă telefonul. Da. Dacă nu are baterie, merge cât mai aproape de unde poate să-și încarce telefonul, e adevărat? Dacă nu are baterie, ce sună când vede că se descarcă bateria, vezi că îmi trebuie baterie, că nu mai am. Mă, într-un fel, vezi cum stă omul la îmbotă și stau oile, da. E de folos. Mai da. Te uiți, mai trece timp. Mai trece timpul. Numai că și proprietarul a cuis, dacă nu-i după ele, tătă zoa cu el, știi, după el. Păi, vezi, le bași pe acolo, le bași pe dincolo. E cioban bun? Bun, nu pot. Hai să-l cunoaște, mai. Bun. Cum îl cheamă? Gusti. Gusti? E ungur? Nu, e țigan. E țigan de-al nostru. Dar e de aici, din sat, de la voi? Da, e din sat, de la mine. Ce înseamnă că știi de când era? Gemnică, îl știu. Se satură cu iarba ce o are acum? Da, le-am dat de mălai. A, deci le dai porumb? Da. Da. Ai mie mari, mă, s-au făcut mari. Da, auzi. Ce a spus cineva? Vezi că de când fată, un domn fărăs cu el, de când e fată până când îi dau, el nu vede iarba. Deci doar pe stabulații se fac mai grea? Da. Da, dar trebuie mult lucern. Mie e măr, dar să aibă lucern. Dar și bun, și dacă e la iarbă, nu se va la fel sau care e problema? Ba da. Să fac un pic mai tare pe stabulații, dar trebuie mai multe condiții. Și trebuie brag mult. Înțeles. Dar și se justifică să-i ții cât bagi cu cât scoți în plus la ca și kilogram? Nu prea. Că știți cum e. Ăștia azi păstă, hai să zicem, maxim 2 săptămâni. Nu mai bag nimic în ele. S-au învățat cu iarba, e gata. De iarba îi bine, nu mai bag nimic în ele. Când îi vând, le mulg și așa. Cel care îi ține pe stabulația, ăla trebuie să bage în ele. Apoi acum cred că cum e vremea asta, cam toți o ieși cu ele, nu cred eu. Da. General, cam toți, pătă locul, ne mai ține pe stabulație, cine mai are să zic care să așa nici și nu... Bă, dar vremuri de astea ai mai prins așa?
călduri de astea așa, 29 de grade, mă. Căpt așa cald, așa cum nu prea. Sau să ieși cu oile așa de vreme? Așa de vreme am mai ieșit odată, când, dar nu mai știu când, dar nu era așa cald. Era, hai, păi, deci mașina arată 29, dă-le încolo, de, e cald. E cald, cald. Foarte cald. Unde o plecam, mă, Giuse? O dus în media, nu am. Da, aici tot timpul e apă tot așa. Nu, numai că o cam plouat. Vă să știi că pe mine mă trimitea bunica asta, e pipiric după de asta, că da. Cred că se lega viile, ce se lega cu el, mă? Nu viile, mă, se lega ceva cu el. Nu știu, bă, mai atunci, mai pe vremuri ce făceau bătrânii, că foarte multe s-au schimbat, care nu le-ar mai ști tinerii din ziua de azi, cel puțin nici de când a fost eu. Ce era diferit în tradiția creșterii oilor când erai tu față de acum? Păi atunci toți tinerii vineau. Păi ia, uitați, aici era, pe jurea asta, acolo este o baltă. Este o baltă, o pescărie acum. Sâmbăta, duminica, aici eram plin de copii, de ziceai că ești în parc, în oraș. Așa eram și noi. Da. Fotbal jucam, ce apucam? Acum, nu, dacă vii, stau și voi văd numai oile și câini. Cine vine cu mașina mea, până acolo să bagă, nu, stă ce stă și iese și pleacă. Și alte diferențe față de crescut oilor sunt? Deci nu. Bă, dar voi nu aveți tradiții de alea cu trâmbițele, cu... Ba, dar nu, eu nu, aici nu sunt. Dar eu deloc îl zic pe ăsta de-al, taică meu, el mai știe să facă treaba. Da, zic, știu că îmi plecau ele la munte să dădea din trâmbiță. Da. Oricum, tradițiile sunt frumoase dacă se... Da, se țin. Dacă se mai țin, dar poate acolo... Pe stădeală acolo să mai țin. Deci, fete, am fost la târg la Tremovile acolo, nu ți-am spus, și am văzut, erau 5-6 băieți cu în vârstă, nu băieți, baci. Da. Cu trâmbițe, îmbrăcați frumos, cu clop de la rotund. Eu am luat numărul la un domn și am fost și am filmat oile, dar omul ca în construcții, ca să înțelegi, dar încă îi plăcea tradiția aia, să sufle în trâmbiță. Avea oi 200 și el, se ocupa feciorul de ele, omul mergea și la muncă. Sunt oameni care ține să meargă tradiția, dar nu neapărat că face doar asta, da. Eu plăcut. Numai că acum se cam pierde ușor, ușor. Mă, să știi că în Vișeu acolo am văzut că se mai ține asta curcată. Nu se mai ține, că mai sunt, mai eu, tineretul, ceva băieți așa, se mai ambiționează, hai că mai facem și noi. Giuse, ai spus că-l cheamă? Gusti! Domnul Gusti, hai să te cunoaștem un pic. Deci e tot timpul apătos, mă, de ce? Un pic, ia, până ne tragem mai încolo. Cred că e la pipirigul ăsta sânge. Dar pe tine te ajută? Nu, că la oaie nu-i place. Nu, aici nu-i place. Vasile! Vasile! Sarcele un pic așa înapoi, coace, că nu o să meare până ce la cap. Mă, dacă am tot filmat, domnul Gusti, hai să te cunoaștem, nu? Salut, domnul, ce faci? Cu animalele. Doar cu animalele? Da. Ești de mult la ele? E, ceva bine. Doar cu asta te ocupi? Ceva normal. Văd că îi place, mă, îi place așa să stea. De cât timp tot te ocupi așa cu... De vă doi, nu e de mult? Ba, mai de mic, dar nu mai fost și în altă parte. La tine de așa puțin timp? Nu, mai fost și în altă parte. Da. Dar de ce le ții separat? Păi aia este o fătat atunci o tură primile și apoi nu le-am mai cu alealte. Dincolo mi și alea sterpe. Am înțeles. Mi-s mieluzele de anul trecut și tăce acolo. Și acolo ai alt om la ele? Da, mai am un om. Vezi, dacă vrei să faci ai oameni, poți. Se poate. Doar cu... Îți placă ceea ce faci. Dacă nu-ți place ceea ce faci, nu se poate face. Păi asta e în orice domeniu. Degeaba mă pui pe mine să fac dacă nu-mi place. Și aici și văd tu construcții în locul meu, că eu fac construcții. Tot bine, prietene. Mersi frumos că m-ai primit. Mă primești la vară când faci brânză. Da. Salut. Sănătate.